Uniunea Social-Democrată s-a format ca alianță electorală în urma deciziei comune a PNL, partid reprezentat prin vocile lui Crin Antonescu și Klaus Iohannis, respectiv a celorlalte trei partide care formează Uniunea Social-Liberală. PSD, PC și UNEPR de a participa pe liste separate la alegerile europarlamentare din 2014. Se arată într-un comunicat al USD semnat de Victor Ponta, Gabriel Oprea și Daniel Constantin. Totuși, deși liberalii au salutat formarea noii alianțe, au cerut apoi anularea documentelor referitoare la înființarea USD. Socialdemocrații giurgiuveni spun că noua coaliție nu încalcă sub nicio formă protocolul USL, mai ales că în paginile acestuia nu se precizează nimic despre participarea la alegerile europene. Și această alianță politică USD nu încalcă protocolul USL, deoarece este vorba de alegeri europene, ci nu de alegeri locale, parlamentare și prezidențiale. De asemenea, această alianță USD are proiecție în Parlamentul European și anume proiecție în Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, iar Partidul Național Liberal are ca proiecție în Parlamentul European Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa. Date fiind aceste condiții, fiecare din cele două mari partide, și anume din cadrul Alianței Politice USR, și anume PSD și PNL, se vor mobiliza pentru obținerea unui scor cât mai mare și un număr reprezentativ de reprezentanți ai României în cele două grupări, între cele două grupuri de lucru politice la nivelul Uniunii Europene. În ciuda divergențelor de opinie dintre liderii Alianței USL, socialdemocrații nu renunță la construcția politică numită USD. Din contră, reprezentanții celor trei partide aliate au demarat deja acțiunile de organizare a alegerilor europarlamentare, iar la Giurgiu mai sunt de finalizat doar protocoalele.